Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Ionuț Manta, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. După un început mai ezitant, ca să spun așa, CS Mioveni, iată, o ține lanț cu victoriile. A treia victorie consecutivă în ultima etapă, duminică, 1-0 împotriva celor de la Olimpia Satu Mare. Elevii lui Claudiu Niculescu, de asemenea, s-au calificat mai departe în Cupa României după o victorie în fața deținătoarei trofeului Astra Giurgiu. Am alături astăzi de mine un președinte fericit, Dumitru Olteanu. Îi mulțumesc mult pentru prezența la Repriza de Sport. Bună ziua, domn președinte! Bună ziua și mulțumesc și eu pentru invitație. Ce se întâmplă la Mioveni? O țineți lanț? Trei victorii la rând? Da, haideți să luăm ușor, nu e chiar așa. Într-adevăr, sunt trei victorii, trebuie să ne bucurăm de ele, dar, după cum aș fi spus, începutul a fost puțin ezitant, chiar dacă jocul echipei curgea foarte bine, își crea ocazii, dar rezultatele nu au sosit la cerințele care le aștepta noi. După cum știți, am pierdut primul meci nedrept, zic eu, cu Timișoara. La două ocazii ale lor au înscris două goluri, noi ratând 5-6 ocazii. Au urmat cele două remize albe la Vâlcea și acasă cu Reșița. Reșița, iată, care e pe primul loc. Liderul serii. Toată lumea spunea că am făcut egal cu Reșița. Reșița, dar iată că ei sunt lideri, dar tot după niște jocuri foarte bune ale noastre, cu ratări foarte mari, 5-6 ocazii, rezultatul nedrept, dar așa e fotbalul. Trebuie să ne uităm la tabela, să vedem ce s-a întâmplat la sfârșitul meciului. Nu contează câte ocazii ai, contează să înscrii. Ce să se întâmple? Chiar se plângea antrenorul echipei, Claudiu Niculescu, că acolo, în fața porții, la finalizare, sunt ceva probleme pentru echipa dumneavoastră. În rest, jocul arăta destul de bine. Da, într-adevăr, jocul arăta și arată destul de bine. Eu spun că secretul acestor rezultate, acestor victorii, este răbdarea noastră, a conducerii, pentru că nu s-a mai întâmplat ca în alți ani, după primele două, trei etape, antrenorul care nu avea rezultate era înlocuit de data aceasta și mulțumesc colegilor din Consiliul Director că au înțeles că trebuie răbdare în a construi o echipă. S-a avut răbdare și iată că rezultatele se văd. Trei victorii la echipe bine cotate, zic, o victorie în deplasare la FC Bihor, mai ales eliminarea din surpriza Cupei României, Astra și victoria cu Satu Mare. Din punctul meu de vedere, meciul cu Astra este cel mai bun meci al echipei din ultimii ani de zile. De mult n-am văzut echipa jucând cu atâta dăruire și practicând un fotbal la cel mai înalt nivel. Da, o să vedem și imagini de la partida din Cupa României de săptămâna trecută de joi. O victorie 3-1 pentru CS Mioveni, o victorie la care nu se aștepta absolut nimeni. Poate noi ne așteptăm foarte puțin, da. Că întotdeauna trebuie să fii optimist. În momentul când începi o competiție, trebuie să fii optimist și realist, să-ți vezi limitele, dar Cupa României este o competiție a surprizelor și iată că surprizele au venit. Dar pe fondul jocul foarte bun. Dar vă este sincer, vă așteptați? 1-1! Egalează CS Mioveni la un minut după ce Cristescu... Mă gândeam să nu luăm multe. Dar foarte bine a picat golul 2. Chiar acum l-am avut în imagini, a venit foarte, foarte repede. Foarte repede a picat golul 2 la 5 minute, maxim 5 minute. Am egalat, echipa și-a revenit și a creat ocazia, am scris până la pauză și golul din minutul 90 a consfințit realitatea de pe teren. Pentru că au fost foarte multe ocazii de-a noastră, că vă ziceți aminte, încă două, trei situații clare de gol. Cei de la Astra, două repriză, ne-au dominat, dar fără a-și crea ocazii periculoase. Da, chiar vorbeam și noi în tribune, într-adevăr au dominat, dar fără ocazii mari de a marca. Pentru că echipa noastră e o echipă care se apără foarte bine și dacă îi lași spații, e foarte periculoasă pe contraatac. Vedeți, și meciurile de acasă ne-a creat probleme pentru că atât Reșița cât și Satu Mare au venit, s-au așezat pe două linii și a fost foarte greu să îi desfacem. La meciul cu Satu Mare a intervenit și o oboseală normală după victoria din cupă. S-a jucat joi și duminică, plus meciul de la Bihor de sâmbătă. Deci, într-o săptămână de zile, trei meciuri foarte importante, foarte grele și încheiate în bucurător cu trei victorii. Da, l-avem în imaginea cu pe marcatorul golului 3 de la
din cupă pe Mihai Vitilă. De asemenea, marcatorul golului Victoriei din partida de duminică, din penalti. Un meci pe muchie de cuțit și duminică cu Olimpia Satu Mare. Iată, ați urcat mult în clasă, sunteți aproape de podiu, pe locul 4. Vintilă a intrat foarte bine ambele meciuri, a intrat pe parcursul celei de-a doua reprize. Este un fotbalist oportunist, a fost la meciul cu Astra la locul și momentul potrivit, după șutul lui Dragalino, o execuție spectaculoasă, dar Nicoman a reușit să respingă, iar el a fost pe fază și a înscris. La fel cu Satu Mare, a intrat în ultimele minute și și-a asumat execuția lovitură la 11 metri. Toată lumea nu știam că alți executanți sunt, dar iată că el a avut curajul, minutul 90, să execute și a executat foarte bine. Da. Într-adevăr, o victorie frumoasă. Fiind acolo sus, ne-ați întrebat, într-adevăr, suntem pe locul 4. Noi sperăm să fim tot timpul în primele trei echipe ale seriei, pe podiumul seriei. Dar nu vom rămâne acolo decât prin joc și rezultate. Este ușor să ajungi acolo, dar e foarte greu să te menții, pentru că numai rezultatele te mențin. Și deja privim la meciul următor cu FC Olt. Da, un meci important cu vecinii noștri de la Slatina. Avem faza penaltului din partida de duminică, venit în ultimele minute, așa cum spunea și noastră. Galan trebuia să execute, el era executantul și vedeți, Mișu i-a zis, Vintilă, dăm că execute eu și i-a aruncat mingea, probabil ne-a fost teamă, a fost presiunea prea mare pe el, iar Vintilă a avut curajul și, după cum veți vedea, a executat foarte bine. Impecabil. Într-adevăr, să spunem, niște schimbări reușite pentru antrenorul Claudiu Niculescu. Spuneați noastră mai devreme că înainte luați decizii de a schimba antrenorii după o perioadă mai puțin bună pentru echipă. Iată, acum l-ați menținut pe Claudiu Niculescu, dar vă întreb, ați avut la un moment dat și în gând să-l schimbați dacă nu se reușeau aceste rezultate? Știți cum este viața antrenorilor? Dacă nu sunt rezultatele, îi trec, vin și pleacă de la echipe. După primele trei etape, avea două meciuri egale și o înfrângere. Două puncte din trei meciuri. Atunci a fost un moment decisiv, să zic așa, dar toți am hotărât că trebuie să continuăm să-i dăm încredere lui Claudiu Niculescu, pentru că noi avem încredere în el, este un antrenor bun și tânăr, cu care are o experiență fotbalistică deja, în spate, deja are ceva experiență, dar și ceva ani de antrenorat, doi ani de antrenorat, îi place ceea ce face și eu cred că va avea și rezultate. Chiar eram într-o discuție cu el și cu domnul primar și ne-a zis, domnilor, vedeți că eu o să ajung un antrenor mare. Da, vis-a-vis de domnul primar, l-am văzut la câteva zile după acea victorie împotriva Astrei Giurgiu. L-am văzut fericit, era, da, se simțea că e foarte fericit. Chiar spuneam la un moment dat că după câțiva ani se simte fericit alături de echipa sa. Un primar pe care noi îl felicităm, pentru că, iată, Mioveniu rămâne, de ce nu, cea mai bine clasată echipă ardișeană din fotbal. Bine, mai aveam acum cei de la FC Academica, dar știm cu toții, am provenit de la Clinceni. CS Mioveni e echipa noastră ardișeană, care mulți spun cele mai mari speranțe că vor aduce din nou Liga 1 la Argeș. Ar fi posibil, domnul președinte? Este posibil, dar pentru a ajunge în Liga 1, am spus-o și repet, trebuie multe condiții de îndeplinit pentru a nu ajunge acolo și a fi iar trecători, să rămânem oare și după aceea să plecăm. Noi deja lucrăm la stadionul de la Mioveni și sper ca în prima etapă a returului să jucăm la Mioveni, un stadion modern cu tribune acoperite, cu o instalație de încălzire a gazului, cu un gazon nou și probabil și o tabelă electronică nouă. Având aceste lucruri vis-a-vis de infrastructură, mai rămâne de partea financiară pentru a ajunge în Liga 1 și, repet, numai Consiliul Local și Primăria nu pot susține echipa în Liga 1. Trebuie să vină lângă echipă și alți posibili investitori.
Ușile sunt deschise, sperăm, căutăm. Chiar zilele acestea am fost în discuții și cineva din străinătate, dar deocamdată suntem la faza de discuții. Ne dorim sunt interesați și să investească în fotbal? Da, sunt oameni interesați, dar știți cum e, mulți vin, văd, dacă le convine, rămân, dacă nu pleacă, toată lumea, marea majoritate, se uită să și câștige din... Dar e foarte greu să câștigi, mai întâi trebuie să investești. Și după aceea să ai răbdare să câștigi. Și să ai răbdare, asta vreau să vă spun. E bine că ați luat-o pas cu pas, am văzut că lucrați foarte mult la infrastructură. Pe lângă stadionul din Mioveni, care... va avea tribunele acoperite, așa cum spuneați, gazonul încălzit la standarde și aveți și o bază de pregătire. Am văzut acolo la liceu. La curtea liceului industrial, acolo avem o bază de pregătire, eu zic, cum puțin au echipe din țară, poate câteva echipe din Liga 1, în Liga 2, nu cred să aibă cineva așa și ceva. Și teren cu iarbă și teren un sintetic. Un teren sintetic, un teren cu iarbă la dimensiuni normale și de o calitate foarte bună, cantonament acolo, plus lucrăm la o clădire nouă în care să avem toate utilitățile privind refacerea echipei. Bazin de refacere, saună, cu sală de forță și tot ce trebuie pentru pregătirea echipei. Vom vorbi puțin mai încolo și de echipa a doua, care e lider în Liga a patra. O să vă întreb de ce obiectiv are această echipă, dacă vă doriți să promoveze, dar și de centrul de copii juniori, care vine tare din urmă. Am văzut, aveți acolo foști mari jucători care se ocupă de pregătirea copiilor. Revenind un pic la campionat, iată, ați urcat mult în clasament, pe locul 4 cu 8 puncte. 3 victorii la rând, spuneam, 2 în campionat. 2 în campionat. Și 2 în campionat. O să urmeze o partidă dificilă, cred eu, cu cei de la FC Old. Da, din punctul meu de vedere, toate meciurile sunt dificile. Meciul de la Old, de la Slatina, ca întotdeauna, orgolile vecinilor sunt mari. Ei au echipă și o echipă tânără în reconstrucție, dar... având moralul bun și pregătirea pe care o va face în această săptămână Claudiu Niculescu, eu sper ca de la Slatina să ne întoarcem cu cele 3 puncte, legând, cum a spus, 2 victorii, legând pe a treia și venind un meci acasă cu Unirea Târlungeni, cu încă 2 victorii am fi foarte sus, dar astea e teoretic, pe hârtie, asta ne dorim, trebuie ca antrenorii și jucătorii prin pregătirea pe care o fac în această perioadă și prin jocurile propriu-zise să le pună în practică și să ne aducă victoriile. L-am ascultat pe Claudiu Niculescu după partidă, o să invit și telespectatorii să-l urmărească în câteva secunde. Chiar dacă a reușit, iată, 3 victorii consecutive, nu era mulțumit, foarte, foarte mulțumit de jucătorii săi, dar vă invit să-l ascultați mai bine noastră. Avem continuitate în rezultate, iar pentru mine ăsta era locul cel mai important. A fost foarte greu astăzi, am suferit foarte mult, să vă spun sincer, mi-a fost teamă de acest joc, nu de adversar, ci de noi. Pentru că era normal să fie o ușoară cădere fizică, să fie o lipsă de prospețime, pentru că joi seara au alergat foarte mult, s-au sacrificat, au depus un efort extraordinar de mare. Era normal să fie o ușoară cădere, dar chiar și așa, zic eu că am dominat jocul, chiar dacă de data asta fără foarte mare ocazii de gol, dar am dominat și cred eu că, până la urmă, rezultatul este meritat. Încerc să introduc în teren cei mai în formă jucători. Astăzi, poate mulți dintre ei, și în special cei care au jucat joi seara, n-au mai avut o evoluție atât de bună, dar ce mă bucură la ei, mă bucură faptul că au atitudine, iar ăsta este lucrul cel mai important în fotbal. O atitudine pozitivă față de joc, față de adversar, iar până la urmă Dumnezeu ne răsplătește. Cum a fost astăzi, în minutul 90, repet, cred eu că rezultatul este meritat. Am avut o săptămână perfectă, începând cu meciul cu FC Bihor, continuând cu joi seara împotriva Astrei și culminând cu ziua de astăzi, pentru noi a fost o săptămână perfectă. O săptămână de vis, ca să zic așa, dar nu sunt mulțumit, pentru că eu știu foarte bine că acești băieți pot mult mai mult. Iar pe mine nu mă mulțumește ceea ce am analizat până în acest moment. Vreau și mai mult de la ei,
și sunt convins că o să dea și mai mult. Da, l-am onorat, domnilor, pe Claudiu Niculescu, antrenorul echipei CS Mioveni, la finalul partidei câștigate în fața celor de la Olimpia Satu Mare. Așa cum spunea și el, cred că se poate mult mai mult, nu? Într-adevăr, noi suntem conștienți că prin pregătirea făcută de echipă în perioada precompetițională, prin transferurile de jucători făcute în acea perioadă și prin modul cum organizează partea tehnico-tactică Claudiu Niculescu, ei au potențial mult mai mare. Și chiar mă bucur la transferurile care s-au făcut în această vară, că majoritatea dau randamentul necesar și sunt jucători titulari. E mare lucru să găsești plombele ideale într-o echipă, ei să se angreneze în cadrul lotului și lotul să fie omogen și să fie într-adevăr o familie. Trebuie să ai și puțină șansă și puțin noroc și iată că Claudiu are. Din punctul meu de vedere, a alcătuit echipa în ultimele trei meciuri foarte bine. I-au ieșit și schimbările care le-a efectuat, atât prin introducerea ca titular a lui Stoica, care i-a dat randament necesar, a dat și gol. Vintil a intrat în două meciuri și a dat gol, deci iată că i-au ieșit, sper să-l țină tot așa. Dacă la, eu știu, la început a fost, eu știu, a fost și ghinion în jocul echipei CS Mioveni, a venit și norocul, pentru că la fotbal, fără și un pic de șansă... Rezultatele nu vin și automat nu poți, dacă joci bine, te pregătești bine, n-au cum să nu vină și rezultatele. Neșansa vine la un meci, două, dar nu poate continua la nesfârșit. Și atât s-a văzut, am avut și șansă pe penalti minutul 90 la meciul cu Satu Mare. Penalti clar, dar poate dar putea să, nu da, putea să nu-l dea, mai ales că era pe final de partidă. Minutul 90. Într-adevăr, iată, Mioveniu și-a revenit, a urcat foarte mult în clasament. Președinte, o să urmeze joi, o să fie o tragere la sorți pentru Cupa României. Pe cine vă doriți să aduceți din nou la Pitești? Vă doriți o echipă mare sau o echipă cât de cât accesibilă? Da, într-adevăr, joi la ora 12 la Casa Fotbalului va avea loc tragerea la sorți. După câte știu, sunt două urne valorice. Probabil vom pica tot cu o echipă puternică. Eu mi-aș dori să jucăm cu una mai slab cotată, eu din punct de vedere personal, pentru a mai accede încă un tur și de-abia de la sferturi sau semifinală, într-adevăr, să aducem Steaua sau Dinamo la București, la Pitești. Dar și o echipă cu lume, iată că și când s-a tras cu Astra Giurgiu, mulți spuneau că deja... Da, toată lumea nu ne dă nicio șansă, când ne-a văzut și noi discutam, chiar așa, chiar atâta neșansă, picăm cu Astra, deținătoarea trofeului și o echipă bună. Am vins în campionat cu 5-0, 5-1, echipă ca Craiova. Ca... A și încasat cu 5-0 în cupele europene. 5-1, da. 5-1, da. Dar o echipă bună totuși. Uitați, a făcut 0-0 cu Steaua la București la două zile după ce a jucat cu noi. Deci o echipă bună. Dar și noi, după cum a spus, am practicat un joc foarte bun în meciul de cupă și rezultatul nu avea cum să nu vină. Îmi doresc să picăm cu Oțelul, cu Rapid, de exemplu, cu Chiajna, cu Rapid și în cel mai rău caz cu Dinamo. Chiar da? Discutam cu Flaviu Stoican la telefon, spunea că nu-și dorește să pice cu noi, că suntem o echipă bună, glumind, că e teamă să pice cu noi. Da, a fost și la meciul cu Satu Mare, a fost și Alin Chiță, a fost un antrenor în tribună, probabil ne-a urmărit să vadă de la fața locului un eventual adversar. Deja ați speriat echipele mari. Da, se poate spune și așa. Rezultatele în ultima perioadă, dar trebuie să fim realiști, să fim serioși, să le-am și transmis jucătorilor chiar după meciul de cupă, să fie serios, să pregătească, să odihnească foarte bine, pentru că ne așteaptă un meci important cu Satu Mare și s-a văzut că a fost un meci dificil. După meciul cu Satu Mare, urmează meciul cu Oltu, un meci la fel de dificil. Trebuie luat toate meciurile pas cu pas și dacă nu e seriozitate și pregătire, degeaba, pentru că ați văzut, bucuria este foarte mare după victorie.
Pe lângă bucuria pe care noastră ați simțit-o și toți oficialii echipei, ați adus fericire și în rândul suporterilor. A fost un număr impresionant la partida cu da, Astra. Da, de mult, Iana a remarcat în tribun, de mult n-am mai văzut atâția spectatori, în jur de 3.000 ce ne-au spus cei de la jandarmerie. De mult n-au mai fost atâția spectatori pe stadionul Nicolae Dobrin. Se simțea o atmosferă așa de meci, da, de meci mare important, și nocturne. Foarte și... multe personalități au ținut să vină și s-a văzut acest lucru. Vă închipuiți, dacă aducem Steaua la Pitești, probabil stadionul va fi plin. Va fi plin. Bă, cine știe, poate chiar o să picați cu Steaua, dar și scoateți pe Steaua, că de ce nu? Dacă... Da, mi-aduc aminte acum... Mai mulți ani în urmă, FC Argeș își formase tot așa o echipă tânără, nouă și care într-adevăr s-a dovedit a fi anul următor a câștigat sau clasat pe locul 3 în campionatul României, a eliminat și pe Steaua și pe Dinamo din Cupa României. Deci și la Târgoviște, după câte ți minte. Da, da, da. Într-adevăr. Deci se poate, sunt șanse ca fotbal argeșan să revină acolo unde este locul, așa spunem noi, dar așa spune și istoria. Cel mai probabil noi speranțele sunt legate și de CSM Ioveni, chiar dacă dumneavoastră evitați la un moment dat să spuneți obiectivul clar pentru echipă. Dar nu excludeți, știu, posibilitatea promovării, nu? Dacă se poate? Dacă obiectivul clar al echipei este clasarea pe locurile 1-5, vom vedea dacă vom fi... Deci și unul. Și unul intră în calcul, normal. Dacă vom fi acolo sus, nu ne vom da la o parte, vom vedea, vom alcătui foarte bine tot ce înseamnă returul campionatului viitor și dacă reușim să atragem și eventual investitori, ar fi excelent. Atunci n-ar mai fi niciun impediment. Dar, repet, singur Consiliul Local sau Primăria nu pot duce echipa lângă întâi. Baza materială, cel puțin, e la standard de ok pentru Liga 1. Mai rămâne un pic și echipa să crească în valoare și să facă față. Cred că am dat uitării sezonul acela mai dezastruos care a fost în ultimul din Liga 1. Într-adevăr, e important să uităm, dar să tragem învățăminte din ce s-a întâmplat în urmă și să nu mai greșim. Și iată, primul pas făcut a fost și că avem răbdare cu antrenorul. Au trecut, iată, 5 etape și un meci de cupă în care, chiar dacă început a fost ezitant, antrenorul a rămas la echipă și îi se dă credit în continuare. Da, probabil și faptul că ați menținut marea majoritate a lotului n-ați schimbat foarte mult. Într-adevăr, în proporție de 70-80% lotul este același ca cel de anul trecut. Au venit 5 jucători buni, exact jucători care ne trebuia pe posturile deficitare. Un singur post, din punctul meu de vedere, acum îl avem, cel de vârf de atac, dar mai trebuie un vârf de atac percutant, dar ușor, ușor sper să-l găsim, sau cei care sunt în momentul de față, atât Nilă cât și Vintilă, Năstăsie, în Claudiu Balan, să dea randamentul necesar și să ne facă să nu căutăm acel jucător. Domnul președinte, deja s-au scurs câteva etape din Liga Secundă. V-ați făcut așa o imagine care ar fi, eu știu, echipele care se bat acolo sus pe lângă. Să zic că toată lumea o vede pe cei de la ACS Poli Timișoara ca principală favorită, dar iată, ocupă doar locul 3. Da, este încă prematur. S-a structurat puțin clasamentul. E clar, ca și valoare, din punctul meu de vedere, primele 4 echipe sunt peste celelalte la momentul de față, adică Timișoara, Reșița, Câmpina și Mioveniu. Din punctul meu de vedere, sunt primele echipe. Aspirații mai pot produce, să zic așa, cei de la Vâlcea. În rest, toate celelalte echipe se vor bate pentru play-out. Sper și ne dorim să rămânem acolo sus. Va fi o luptă crâncene. Iată că Reșița, care nu pe foarte multă lume îi dădea șanse, este pe primul loc. Vom vedea dacă va putea ține trena în acest campionat. Campionatul este lung, sunt și meciurile din play-off și numai cine are un lot puternic va rezista. Schimbarea asta sistemului se vor lua în calcul absolut toate punctele. Avantajează, da, un pic campionatul față de sezonul trecut? Da, față de sezonul trecut este mai bine că se ia în calcul toate punctele, pentru că se dădeau puncte la o parte, rămâneai cu... puteai să fii pe locul 1 la sfârșitul campionatului și la începerea play-off-ului puteai să te duci pe 4 sau pe 5. Deci nu era corect din punct de vedere fotbalistic.
Desigur, nu este nici acesta cel mai bun sistem. Noi, în clubul din Mioveni, am dorit o singură serie, o serie puternică în Liga a doua, care să, într-adevăr, să creeze o competiție puternică, să atragă investitorii și publicitatea televiziunii, pentru că numai astfel se pot strânge bani. Ați adus în discuție acest subiect cu televiziunile, eu știu că s-a luat în calcul, eu știu, și drepturile de televizare pentru Liga Secundă. Aveți informații noi? S-a format deja LPF 2? Da, într-adevăr, prin informarea LPF-ului 2 și domnul Telu Stancu este membru în cadrul acestui organism, un om de fotbal, un om deosebit, președintele nostru executiv. Cred și sper că în cel mai scurt timp să se realizeze această, să se termine această negociere cu televiziunile. Mai întâi federația ne-a solicitat să lăsăm pe ei să ocupe de aceste lucruri, după aceea au renunțat. Acum sunt discuții avansate și cred că până la urmă, într-o perioadă scurtă, se va ajunge. Cei de la Digi sunt favoriți după ultimele. Se negociază doar suma. Noi am cerut 100.000 de euro de echipă, indiferent de numele ei în primul an. Dânsi și doresc mai puțin. Vom vedea unde se va ajunge la acest sumă. Ca în orice negociere. Oricum, sunt nume frumoase, cel puțin ca nume, pentru în această serie față de seria 1. O serie mult mai puternică, seria 2, decât seria 1. Da, viața academică a reușit să se transfere în seria cealaltă. Ce vreau să vă întreb? Banii aceștia ar fi esențial, nu? Pentru multe dintre echipe. Esențial. Ar fi o sumă care ar ajuta la bugetul echipei, nu o sumă necesară, cum este la poate la dumneavoastră, dar euro. Eu știu, la echipele non-promovate, să spunem. Sigur, care... da, 100.000 de euro pot face multe lucruri. Într-adevăr, ar fi o sumă foarte bună pentru toate echipele. Vă așteptați, eu știu, ca și în acest sezon, probabil aveți informații, să rămâneți fără vreo echipă, două. Spuneați voastră, vă doriți o singură serie, dar... Să sperăm că nu. Noi am rămas deja fără o echipă înainte de începerea campionației. De la Corona, în Brașov, nu s-a mai înscris în campionat. Sper și îmi doresc să rămână toate cele 11, pentru că este mult mai frumos campionatul, cu meciuri multe și echipe puternice. Cel puțin până la terminarea turului de campionat, eu cred că vor rămâne toate echipele. Nu semnă problemele încep după ce să știe cine intră în play-off și în play-out, atunci vor începe probleme. Atunci înceapă problemele. Ați menționat în primele patru echipe o nou promovată, Fortuna Câmpina. Cum de se menține acolo sus? Da, e o echipă bună, am și urmărit-o în câteva meciuri, chiar am văzut-o și la televizor cu Dinamo în meciul de cupă, a condus pe Dinamo, o echipă care are jucători buni, pregătiți foarte bine, nu sunt nume importante acolo, dar mie mi-a plăcut această echipă și va avea un cuvânt greu de spus în acest campionat. Domnul președinte, din păcate timpul alocat emisiunii noastre e pe final. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă felicit încă o dată că ați reușit 3 victorii consecutive. Să o țineți tot așa, pentru că ne-ați învățat victorii. Avem multe de discutat și de centru de copii și de echipa a doua, dar cu prima ocazie vom vorbi de, și de echipa a doua și de centru de copii. Doamnelor și domnilor, mulțumesc că ați rămas cu Antena 1. Rămâne și continuare, vă așteaptă colega mea Simona Pomazan cu cele mai importante știri din Argeș. La revedere!